Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, spune că la finalul mandatului său, la nivel național, existau peste 1500 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu coronavirus. Fostul ministru a amintit că în urmă cu un an, la începutul crizei sanitare, România dispunea de doar 340 de locuri la ATEI. Noi am plecat de la 340 de paturi la începutul acestei pandemii, iar complet dotate, când eram în aprilie, în stare de urgență, ajunsesem la 740.000. Am reușit să ajung 740 de paturi. Ajunsesem la sfârșitul anului cu tot ce aveam suplimentări la acele 1530 de paturi. Dar țin să menționez, extinderea se făcea în saloane apropiate, terapii intensive cu aport de oxigen, cu dotările absolut necesare, cu terapii intermediare. 10% din paturile din spitalele județene, care de principiu sunt spitale pentru patologie non-COVID, erau pentru patologia COVID. Nelu Tătaru a precizat că în timpul mandatului său, implicarea a venit nu doar din partea Ministerului Sănătății, ci din partea întregului corp medical din spitale. Și Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, care erau non-COVID, aveau terapie intensivă COVID, doar terapie intensivă, câte 10 sau 15 paturi, și ele personal, ca și spitale, mai aveau pentru secțiile lor încă câte un pat pentru fiecare secție, dacă un pacient care venise pentru altă patologie se dovedea în timp pozitiv, ca să poată avea un circuit roșu, o zonă roșie. Deci a fost o implicare totală a tot ce a însemnat și managerii anumitor spitale, dar și a personalului medical.